Am fost zilele trecute într-un supermarket de aici din China și am făcut un filmuleț în care vreau să vă arăt și vouă ce feluri de mâncare poți găsi aici, ce prețuri sunt și, în general, cum arată un supermarket în China. Așa că, haideți să vă arăt. Ca să intri în supermarket, trebuie să scanezi un cod și să-ți ia temperatura. Asta e intrarea. Acum e totul mult mai roșu pentru că se apropie anul nou chinezesc și totul e cu roșu, roșu, roșu peste tot. Aici se ține mai mult de haine și de chestii pentru pat, lingerie. Cred că o să sar peste. Astea o să să trec la alimente mai degrabă. O cutie asta de ciocolată, Ferrero Rocher, 95 de RMB. Un Kinder 7 RMB, care înseamnă cred că vreo 3,50 lei. Nu știu, cred că o să pun pe ecran cât înseamnă în lei. O să ne dăm seama. Pampers. Pampers. 34 de bucăți, 129 de RMB. Aici e un sistem al lor de livrare a produselor, o să comanzi prin aplicație și se livrează acasă. Totul funcționează pe sus pe aici. Să fie niște plicuri roșii în care pui bani și dăruiești prietenilor, familiei de anul nou chinezesc. Sticla asta de Pepsi și 7-Up, 10 RMB și cu o sită, dar nu știu ce e. E destul de ieftin, cred. Semințe, dacă vrei semințe la borcan, 33 de RMB. La fel, tot felul de produs. Sunt prea multe, tot e mai mult ca de obicei. Uite ce e aici. Tot e pentru anul nou. Asta în mod normal nu se regăsesc aici, doar acum, în perioada asta. Și dragonul. Dragonul roșu. Exact de aici vine dragonul roșu. Dacă nu știați, de aici e dragonul roșu. Să-mi iau o chestie de asta de prins telefonul pe geam, că vreau să folosesc la ceva. Sticla asta de-a lor, țâncă chinezească cum ar veni, 600 de RMB aproape. Sunt de scumpă, dar nu știu ce brand e, habar n-am. Nu-mi place deloc de gustare. Deci vin, French grape vin. Vin, wine. Ce de vin aici? Diferit de prețuri, de la cât am văzut, de la 50 de la 35 de RMB până la câteva sute, cred că se ridică, 567 în vin. Toate vinurile cred că sunt de import, de din Franța, Australia, America.
Chile. Găsesc de tot. Uite, de exemplu, la noi știu că e vinul ăsta. Chanet. Și e 98 de RMB o sticlă. La noi cred că e mai ieftin. Sticlă de apă în RMB 60, de asta la 500 de mililitri. Una la 5 litri e 8 RMB 50. Și uite aici bere. Bere la fel aici, de, și de import și chinezească. Nu e, e chiar așa scumpă. Ia. O să vedem ce găsim și uite, o haină chiar. La 0,33 cred că e, 10 RMB. Și bere belgeană. Și una chinezească. Asta, țintaua, e o bere chinezească, care costă 2 RMB 90. Și mai multă bere. Un six pack de ăsta e 40 de RMB, Heineken. Unul chinezesc e 15 RMB. E ceva diferență, tot ce de import e un pic mai scump. Cât e Coca-Cola, Pepsi, uite Pepsi, 5,30. Chipsuri. Și cum vedem asta, 5,20 lei. Diferit de sortimente, de astea am și chinezesc și tot ce vrei, biscuiți. 5,30 lei, 5 RMB, nu 5 lei, 5 RMB. Fac tot felul de prăjituri. Și mai multe prăjituri și biscuiți și tot felul de... Da, cred că mă duc jos, jos la parter, cum ar veni, e mâncare, mâncare. Și fructe, legume. Dacă vreți bani, chinezești. Sau ce vreți, alune, chistic, nuci. Ia uite cât. Alunele astea în coajă 20 de RMB. Cred că cu 500 de grame, da. Deci alt dragon. Bani. Ia unul de ciocolată. Sticla asta de ulei la 5 litri plus una la 500 de mililitri. 65 de lei 40. Asta e ulei de porum. Dar cred că și de floarea s-ar lipa aici. Da, 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 sunflower. Compot. 10 lei 90, sticla de compot. Sau așa la 40 de RMB ulei, la 2 litri. Sunt diferite temperaturi, vă dați seama câte sunt aici, la câte sunt. Aici o nebunie cu supă la plic, tot draftul ăsta. Și aici și aici e plin cu supă la plic. Le pui apă fiertă și e gata. 6 lei, 4 lei, în fapt nu lei, o să tot zic lei probabil, dar sunt RMB, sunt bani chinezești. Și aici mai multe sute la plic. Și mai multe sute la plic. Aici se consumă prostie. Ia uite aici. Asta, un pește uscat. Și mai mult pește uscat. Sau creveți din ăștia uscați? Cred că sunt uscați, nu? 178, cred că la fel, 500 de grame. Ce e aici, frate?
Până acum n-am dat atenție la treaba asta, dar... Rață și cârnați. Dar s-a cumpărat așa ceva de rogăie, dar nici aici n-am încercat, nu îmi place cum arată. E și șuncă, cât e bucata asta de șuncă? 50 de arâmbi, 500 de grame. Vreo 30 de lei, 500 de grame. Secțiunea de seafood, nu mai mulți pești. Da, asta de mâncat, nu de colecționat. Asta e pe camera asta wide. Crap, tot ce vrei. Mă mușt. Coci, tot felul de mărgimei. Că vedeți și voi prețurile pe aici. Credeți prospect. Alte scoici, tot la fel preț pe 500 de grame, 24,6. Pește. Nu mă pricep să vă zic ce fel de pește, ce habar n-am. Tot la fel preț 25,8 la 500 de grame. Caracatiță, trebuie caracatiță, nu? Aba, n-am făcut. 27,8 arâmbi pe 500 de grame. Pe 500 de grame. Că vreți cireșe, o cutie din asta 25 de arâmbi. Câte grame are? Nu văd exact. R$20 pe 500 de grame. Vă arăt și la fructe. Portocale R$7, 500 de grame. Mandarine cu felul. Pepene R$7, 500 de grame. La banane, ia să vedem. 5 arambi, 500 de grame. Asta sunt bune, eu. Ce banane am să iau și eu. Mere. Uite mere. 7,58 lei. La 8 arambi, 4 lei un arambi. E fructul dragonului, parcă. 9,98 lei, 500 de grame. Aici în China se fac cadou foarte mult și fructele, mai ales acum de anul nou, fac cadou cutii întregi. Aici este un fel de mere, pere, cum se numește, nu? Este și durian, asta e fructul ăla care miroase foarte nașpa, dar mie nu mi se pare chiar așa de nașpa. 39,98 lei pe 500 de grame.
Și aici ai secțiunea de legume. A legume găsești tot ce vrei. Păstăi. 9 arambii, 98, 500 de grame. Castraveți. 5,98. Broccoli. 3,98. Roșii, dar nu știu, sunt varză roșiile astea, sunt tari, nu? 4,58. Dar niște roșii trebuie să iau, cred că o să iau din astea mai mici, că sunt mult mai bune. Mult mai gustoase. De aici. Să iau și niște roșii de astea. 11,98 de grame. Doi dublecei din astea verzi. 9 arambii, 95. Aici e pe bucată. Sunt deja ambalate. Asta e un fel de vinete. Lungă, dar e foarte bun. Perci. 12,98 de grame. Tot felul de ciuperci câte pe aici. Un gust, o cutiuță, asta e 3,80 lei. Asta îți spune, nu știu exact ce părțesc, nu mă plăcea. 2 ardei galben, 10 lei, 10 arambi, 35. Cartof dulce, 4 arambi, 85 de grame. Rădăcina. La din asta, 7 arambi, 98 de grame. Morcov, 3 arambi, 58 de grame. Și mi-a și de asta, cum îi zice, ginger, nu mai știu ce arăbără. 7 arambi, 98 de grame. Ceapă, 3 arambi, 80 de grame. Aici vin și ți le cântărește. Carne. Pulpe de pui. 36. Asta de pierna asta de pui. 18,500 de grame. Chiare de pui. 13,15. Iha. Șorici. 37 de arambi. Și tot felul de nebuni. Carne de porc, acum e foarte scump aici. Nu era așa scump acum 2 ani, dar de vreo 2 ani s-a scumpit enorm. De asta să ne uităm la ceva, nu știu. Hai cu ba! Hai cu ba tu! Stai că mă scapi de aia așa. Bucata asta de carne e 28 de arambi, 28. Deci asta carne tăcată, 24 de arambi. E o foarte puțin. Ce poți să-ți cumperi, să mănânci. Sunt foarte bune, sunt consumate dimineața, mă spune ceva. O pâinică din asta cu carne, 2,20, cred că are carne în ea sau diferite legume.
pâinea asta cu ou. Astea sunt foarte bune. Răzite așa, sunt delicioase. 7,99, cred că 34 bucăți din asta. 7,99. Uite iară rața. Cred că rața e, nu? Rața e, da. Chiar e prăjită, fierte. Nu ești în celălalt. Chiar apă nu ești în celălalt. Sau rață. Uite, de-astea de gheare. 17 arambii a brăzit. Asta e mai specială rața asta. Ce, cred că e ceva porc. Nu arată așa, rău, 42 de arambii. Cârnați. Sunt 3 cârnați. Uite, cutia asta de cârnați. 36,68 de arambii. Ai de toate acum în China, găsești cam ce vrei. Înainte nu era chiar așa, dar s-au mărit gama. Uite aici, salată, castraveți. Ești vegetarian, aici avem. Aici nu mai e de vegetarian. Cârnați, ești la fel. Anul trecut, de fapt, acum 2 ani nu erau aici. Încă nu i-am încercat să văd ce gustau, dar arată bine și eu. Deci la fel, ei direct preparate. Ca la KFC. Pui, știu ce vrei, rață, iară rață. Iară gheare de pui. Cutia asta de alune, 10 arambii, 29. Aici o dăm în sushi. Dar nu știu exact cât sunt de bune, că nu le-am încercat. 19,50 cu cutiuță din asta. Sau una mai mare, 26. Am ajuns la bakery. Au destule gogoși. O gogoș, de fapt, cred că una 9,90. Nu știu dacă una sau două, nu știu exact, cred că doar una. Și pâine, asta e o pâine cu usturoi, 8 arambii. Și o pâine, o baghetă de asta, dar nu foarte bună, 6 arambii. Dar mai bună decât nimic. Aici e un fel de chec care e gustos, am încercat acum câteva zile. Două bucăți din astea, 13,90, chiar e ok prețul. Mai am. Gogoș, 9,99, două gogoși. Asta chiar sunt gustoase. Și cred că o să ne iau și acum. Și prăjituri. Astea sunt gustoase. Încep să le facă din ce în ce mai bune. Acum câțiva ani, jale. Uite și tort dacă vrei. Un tort din asta, 88 de arambii. Chifle. 6 chifle, 7 arambii. Iară gogoși. 13,8 gogoși. Și pâine cât cuprinde. Dar pâinea asta e dulce, nu e... Nu e cum suntem noi obișnuiți, mai sărat așa, asta e, toată e dulce. Ce și să fie să mănânce? 9,90. Sunt niște
prăjitură așa cu ou, nu știu exact. Dar e bună, e gustoasă. Și atât. Cască vrei ureți și nu găsești? De aici. Uite cât am mai urez. 500 de grame, 2 arâmbi. Cred că vine un leu. 500 de grame. Urez cât cuprinde. Asta trebuie să mă... 15 ouă, 20 de arâmbi. Dar vine, cred că vorbești, pe 13 lei. Mai multe tipuri, vine, poți să-ți iei și așa. Dar mai greu de dus acasă. Și găina acolo. Dar aici vine ouă, direct. Sau așa. Tu-ți iei unde sta. Tot 15 ouă. Dar cu 13 arambi. Tot ce vrei. Aici alte texturi. Și produse murate, castraveți, ginger și morcov murat, tot ce vrei. Tofu. 4,50 Să iau și niște din astea congelate. Dumplings. Chiar sunt bune dimineața. Faci 2-3 de astea, n-ai treabă. Chiar sunt bucoase. Ciuperci cu carne. Ia să iau în acest lucru. Nu tot iar mănâncă cu carne. Mănâncă cu ciuperci și legume și orice. Varza chinezească, mare. Asta e 2 arâmbi de 100 de grame. Cred că asta e tot. Varza chinezească. Cremvuști. Deci o dată de bacon. 150 de grame de bacon. 16 arâmbi. Sau 18, dacă vrei americană bacon. Arată chiar așa rău. E cam să iau și una de asta. Așa arată salamul ăla. N-am încercat niciodată salam din ăsta, că nu... Nu arată prea bine. Și n-am... O cremă, că așa sunt cremă, știi? Nici de așa n-am încercat. Eu nu-mi plac cum arată. De brânză cât costă. Dar e și margarină și unt. Cred că mai ieftin unt e ăsta de aici. Dar e la promoție acum. 13 lei și 10. Asta e 30, 29. Ceva frișcă. Sunt prețurile acum sunt un pic mai mici decât de obicei, pentru că vine anul nou chinezesc și cred că lumea pleacă acasă, nu știu care-i treaba. Uite, de asta de 10 felii, 21,30 de arâmbi. Aveau și brânză, cașcaval, dar nu mai văd. A, uite, ești ceva de genul, da? 32 de arâmbi, o bucată, din astea 200 de grame. Cam asta stră. Asta pentru Sofia. Un fel de lapte ceva, de-aia place. Ce pot să-l iau și pe asta. Ai luat aici încă ceva congelat. Asta ar fi acolo. Cam așa arată un supermarket în China. Cred că toate astea asemănătoare cu ăsta. Cred că prețurile, ca o concluzie, cred că sunt asemănătoare cu cele din România. Hai să și plătim să vedem cât costă. Da. Meu, meu. Și o gumă mai mare, da, mă? Și mă? Hai, dai ți-o, ia, da. Tadă, tadă.
谢谢光临。Cam asta a fost. 158 de arâmbii. Bine, am mai multe proste concelate, ceva bacon, de-aia de parbriz, de roșii, niște banane, o prăjitură și cam atât. 158, cred că asta e cât bine, nu știu, vreo 90 de lei, o să văd. Dacă vrei să te tunzi. Asta n-am văzut niciun până acum. Dacă să nu cadă părul pe jos, îi dă cu zără. Asta a fost. Deci, în concluzie, am zis, prețurile cred că sunt ca în România, asemănătoare. Gata, mă duc acasă. Ce e, tati? Ce e, tati? Ia vezi, ce-am cumpărat acolo? Ce-am luat acolo? Ia vezi. Ia vezi, Luis. Ce-am cumpărat? Dă-mi papuci, așa, mulțumesc. Dă-mi papuci, mulțumesc. Și pe ăsta. Mersi. Ha. Gata. Bravo.